Expoziția a însumat mai multe momente artistice organizate cu scopul de a aduce un omagiu celui care a îndrăgit atât de mult cultura. Cred că cuvintele sunt de prisos. Astăzi avem în dojo-ul acestor doi oameni minunați, Sorin Halic și Caius Mugojan, o expoziție în care sunt prezente lucrări ale copiilor din 109 țări. Iar pe panourile de la geam avem lucrări ale copiilor care au încercat prin pictură să spună ceea ce Caius Mugojan a semănat în sufletul lor. Vorbe de laudă la adresa profesorului au fost puse și din partea reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, care au mărturisit că învățământul maramureșan a devenit mai sărac odată cu trecerea în neființă a lui Caius Mugojan. Și am considerat că acesta este momentul poate să-mi iau rămas bun de la Caius, pentru că n-am avut puterea să vin în acele momente când s-a întâmplat, să-mi iau rămas bun de la el, pentru că mi-a fost foarte greu să cer că un om de o deosebită valoare nu va mai fi printre noi. Iar în elevilor din Sighetul Armației sau în școală unde era acum, se va ieși un mare gol. De ce gol? Pentru că, dacă bine mi-aduc aminte, cercul de pictură era neîncăpător zilnic. Avea grupe suprapopulate. Mai multe despre expoziția organizată pentru a aduce un omagiu profesorului Caius Mugojan puteți afla la reportajul zilei care urmează imediat după jurnal.